Timi Salea. Bun. Bună seara, bine v-am găsit. Încă o ediție specială, a treia din această săptămână. După cum vă spuneam, și săptămâna viitoare vom continua cu acest subiect. Vorbim și astăzi despre raportul Autorității Naționale în ceea ce privește activitatea de management de la Direcția Sanitar-Veterinară Buzău. Câteva lucruri au fost spuse în urmă cu două zile la prima ediție specială. Astăzi vom intra efectiv în profunzimea acestui raport alături de Horațiu Anghelescu, președintele Asociației Pro-Democrația Buzău. Bună seara, bine ați revenit, domnul Anghelescu. Bună seara, mulțumesc pentru invitație. Întâi de toate, pentru că n-am avut timp să vorbim înainte de emisiune, vreau să vă întreb dacă ați urmărit măcar o emisiune din cele două de până acum. N-am urmărit. Am o misiune dificilă, atunci să vă reamintesc să vă spun câte ceva așa pe scurt. Vedeți că noi avem dosarul ăsta pe aici așa. Da. Ați muncit, ați făcut o anchetă serioasă, înseamnă. Deocamdată zicem noi că da, să vedem, lucrurile devin din ce în ce mai grave. Din multe puncte de vedere. Cred că eu am ajuns la concluzia că ce e raportul ăsta aici. Cred că devin palpitante. Grave sunt de la momentul producerii. Da, grave sunt, dar domnul Anghelescu, reacțiile pe care le-am avut zilele acestea și oamenii care vor să spună lucrurilor pe nume și care au început să ne sune zi și noapte după emisiune, da? Sunt foarte mulți oameni de genul acesta, ceea ce înseamnă, domnule, că vor să spună, s-au săturat. Sunt oameni din sistem, sunt oameni din instituție, sunt oameni de afaceri care ne încurajează să mergem mai departe în acest demers al nostru. Până la urmă, noi vorbim despre activitatea de management de la Direcția Sanitar-Veterinară, o activitate controlată pentru anul 2013 de către instituția abilitată, cea de la București, Autoritatea Națională Sanitar-Veterinară pentru Siguranța Alimentelor. Bun. În acest raport, pe scurt, avem de-a face cu achiziții publice făcute fără a respecta procedurile legale, bani aruncați pe fereastră pe o casă de avocatură în condițiile în care nu era necesară o casă de avocatură, în condițiile în care era vorba de un proces pierdut, în condițiile în care a fost modificată sau s-a înțeles greșit o sumă trecută pe contract și aia a fost majorată de 12 ori și plătită acelei case de avocatură. Iar în ceea ce privește activitatea de administrare a DSV, la fel cu achiziții de doze de vaccin sau tot felul de... Despre ce sume e vorba? Despre ce... Noi vorbim de ordinul miliardelor. Deci noi vorbim de ordinul miliardelor. Prejudicii sunt și în ceea ce privește nerecuperarea unor sume descoperite anterior de Camera de Conturi și care ar fi trebuit recuperate prin acțiunile specifice de către Direcția Sanitar-Veterinară, de la diversi agenți economici și așa mai departe. Bun, o să vorbim pe fiecare în parte. Adiacent, ieri am discutat despre faptul că medicii veterinari din județ, cei mai mulți dintre ei din mediul rural, vor înceta activitatea începând de luni, pentru că ei nu au fost plătiți. Știți, făcând paralelă cu cei medici de medicină generală, da? Pentru oameni. Medicină da? Umană, da. Medicină umană. Nu au mai fost plătiți de la bugetul de stat, pentru că tot așa s-au perindat directori pe acolo. Cel care a venit, domnul Adonis Dragnea, care este principalul nume de aici din raportul respectiv, a temporizat lucrurile și acum nu se mai poate face nimic decât la o rectificare. Rectificarea ce vine acum prin august, iulie-august, poate să fie negativă, pozitivă sau negativă. Adică, în contextul acesta, medicii veterinari au anunțat DSV că începând de luni nu vor mai putea să lucreze pentru programul național strategic, ceea ce ar putea să ducă la consecințe destul de grave. Păi și domnul Dragnea Adonis ce spune? Este în concediu, domnul Dragnea. E temporizat, de odihnă. Nu? E da, temporizat. Este în concediu de odihnă, adică lucrurile nu sunt atât de grave. Nu-i ține nimeni locul? Ba da, domnul director Botezatu, și domnul... cu care se află într-un conflict. Deci acolo sunt multe încrengături, domnul Anghelescu. Nu știu cu ce... Eu știu câte ceva, dar încerc să văd și poziția corect dumneavoastră, pentru că, într-adevăr, lucrurile nu merg bine la DSV Buzău.
În calitate de președinte al Asociației Pro Democrație, fac parte din ATOP, Autoritatea Teritorială de Ordine Publică, și chiar în cadrul comisiei respective s-a discutat situația de la DSV. Acolo au venit, cred că, doi directori în câteva luni de zile, nici nu mai știam cu cine să mai dialogăm. Datorită acestui fapt, în calitate de consumator, am observat că sunt probleme la supermarketuri, sunt probleme cu carnea, cu produsele alimentare. Mi se pare normal ca în acest context de instabilitate și de neregulă totală, din câte spuneți dumneavoastră, și vă cred, pentru că dosarul pe care îl aveți în față, chiar dacă e galben, e consistent. Da, e o coincidență cu vizita lui Iohannis. Da. Eu cred că e normal ca și oamenii care lucrează în sistem, oamenii de bună credință, medicii veterinari, să facă un protest, să încerce să protesteze, pentru că altfel în România, din păcate, nu-ți obții drepturile decât în urma unui protest. Bun. Spuneam că intrăm în raport și începem să citim câteva din neregulile constatate. Zice așa, la un anumit punct, punctul D, pentru cei care sunt în temă și care la fel au acest raport în față, dar care sunt, din păcate, în ghilimele, inculpați în acest raport. Conducerea DSVS Buzău nu a respectat legislația în vigoare în realizarea achizițiilor publice de furnizare vaccinului pentru uz veterinar, vaccin antirabic și tuberculină mamiferă și tuberculină aviară. Cu privire la achiziția menționată, echipa de control a constatat următoarele deficiențe. Decizia DSVSA din data de 16.04.2013 privind aprobarea și organizarea procedurii de achiziție publică de produse vaccinuri pentru uz veterinar nu este semnată de nici una din persoanele responsabile. Funcțiile de întocmit, avizare, aprobare. Deși decizia menționată poartă număr de înregistrare în absența semnăturilor aferente și în special a semnăturilor conducătorului instituției, considerând că faptul că actul menționat nu putea să producă efecte juridice necesare. În aceste condiții, toate actele subsecvente întocmite în procesul de derulare a achiziției publice sunt fără temei legal. Menționăm faptul că prin textul aceleiași decizii se aprobă organizarea procedurii de achiziție, documentația de achiziție și constituirea comisiei de evaluare a ofertelor. Însă, în acest punct de vedere, considerăm că s-a încălcat legislația în vigoare, creând un prejudiciu DSV. Bun. De fapt, despre ce este vorba? S-a făcut o licitație. S-a făcut, da? Exact. Fără respectarea legii. Legea achizițiilor publice, dacă despre asta e vorba. Și e vorba de achiziționarea unor doze de vaccin. Da? Da. Nu? Pentru care nimeni... Deci nimeni n-a semnat documentele din cadrul procesului de licitație. Da, achizițiile s-au făcut. Dar banii s-au cheltuit. Despre asta vorbim. S-au plătit dozele de vaccin. Vaccinul au trecut de la furnizor la beneficiar, adică la achizitor, nu? Și de acolo mai departe la beneficiarii direcți, nu? Deci fapta există, după părerea mea, indubitabil, nu e o eroare, e o fraudă aici, da? Și cei care, chiar dacă n-au semnat, trebuiau să semneze, prin faptul că întreg procesul de achiziție s-a derulat, da? Arată că sunt în culpă. Iar organul de cercetare penală trebuie să spună cuvântul. Mai mult decât atât, domnul Anghelescu și dragi telespectatori, în procesul de derulare al achiziției nu a fost respectat principiul concurenței. În fișa de date achiziției nu avea a fost... un prieten ceva pe acolo, nu? Păi ce, domnule, noi facem licitație, dar facem așa. Și iar problema se pune în felul următor. Dacă avea un prieten, bănuim că prietenul acela, furnizorul, adică, probabil că a dat și el niște șpăși pe aici pe acolo, nu? Pe la achizitor. Că altfel nu cred că primea... Domnul Anghelescu, bine că a zis probabil, că după aceea v-aș fi zis am zis probabil, că așa se procedează de regulă. Probabil cred și eu, nu? Ca să mă exprim așa. Deci nu au fost făcute menții... Alminteri îmi pun întrebarea, cred eu, corectă, cum de a fost selectat achizitorul. Păi nu putem să aflăm, domnul Anghelescu. Știți de ce?
pentru că în fișa de date achiziției nu au fost făcute mențiuni privind modalitatea de departajare a ofertelor clasate pe primul loc cu preț egal. Cred că știu și ce au făcut. Și au fost selectate eligibile numai ofertele depuse pentru toate loturile componente. Noi cred că au făcut un concurs de mis. Da, cu făcuțe cu tot. Mis furnizorul de vaccin. Coincidență RomVac, îi spune la firma asta care a câștigat. Deci a fost cu făcuțe. Care e văcuța mai frumoasă? Ar trebui să întrebați achizitorul. Da. Achizitorul, da. O să-l întrebăm și pe achizitor. Bun. Cam asta ar fi legată de o achiziție publică făcută de DSV. Bun. La controlul respectiv, firma RomVac SA a depus niște documente. Dar zice așa că echipa de control nu a reținut care au fost cauzele respingerii celorlalte oferte. Deci legea achizițiilor publice este foarte clară, da? E un termen de contestație, se motivează fiecare pas pe care comisia de selecție îl parcurge în procesul de selecție, de achiziție de oferte, de achiziție de produse sau de servicii. Și atunci e clar că comisia respectivă, comisia care a fost desemnată prin ordinul directorului, nu? Corect. Deci inclusiv directorul DSV de la acea perioadă, au greșit. Au greșit, cred eu, cu voie, pentru că nu au respectat o legislație care e foarte clară și nu e de o săptămână, două săptămâni să spui că n-ai avut timp să o parcurgi, n-ai avut timp să o asimilezi. Și chiar dacă ar fi fost o legislație nouă, nici acest motiv n-ar fi stat în picioare. Bun. Mai sunt aici alte achiziții privind aparatura de laborator. Prin programul anual de achiziții publice al DSVSA, s-a prezentat la acest control un document, de fapt s-au prezentat mai multe documente pentru întreținerea unui echipament în valoare de 1800 de lei fără TVA față de suma prevăzută în programul de achiziție. Aici să vedem cum explicați dumneavoastră diferența asta. Trebuie să o explice. Deci a prezentat numai documente aferente achiziției de servicii pentru întreținerea echipamentului Mini API. Ce o fie asta, nu știm. E un echipament care se folosește la laborator. Așa, în valoare de 1800 de lei fără TVA, față de suma prevăzută în programul de achiziții de 6659 de lei fără TVA. Adică diferența între 6659, zic că ca la supermarket e prețul ăsta, 6659 și 1800. Nu se justifică. Eu cred că în această situație e vorba pur și simplu de o găinărie. Asta observ eu, pentru că e vorba de vreo 5.000 de lei, care bănuiesc că au fost bani de un șpriț, de ceva, de... Or fi banii ăștia pentru gigioacă? Nu știu să vă spun, dar... Diferența ajunge acolo, la suma aia. E tragicomic până la urmă. Adică, pe de o parte e vorba de miliarde, pe partea cealaltă e vorba de câteva mii de lei. Cred că... tot procesul acesta de achiziții publice a fost slab gestionat și scăpat din mână de către conducerea DSVSA. Asta cred eu. Bun, deci vă plângeți din ce asta e o sumă micuță. Trecem acum la câteva sute de milioane. Păi de-aia v-am spus că într-o parte e vorba de miliarde, într-o altă parte e vorba de mii de lei. Deci asta arată că a fost bun și puțin, a fost bun și mult. Nu contează, înțelegeți? Servicii de reparație pentru firma Sematoscop Delta și instalație Gamma Plus în valoare totală de 2562 față de suma prevăzută în programul de achiziții de 25.000 de lei. Da, deci... aici e diferență de mult mai mare, deci de 10 ori. Da, deci v-am spus, nu cred că au stat să aleagă pe asta o facem, pe asta nu o facem, ci pur și simplu le-au luat la rând. Asta e de 2500, asta e de 20.000, aialaltă e de 200.000. Important e să ne alegem și noi cu ceva până la urmă, nu? E, cu ceva ăsta, și aici e bine că menționează și întăresc suspiciunea cei care au întocmit raportul de control vis-a-vis de această, să zicem, acest serviciu de reparații.
că din documentele prezentate pentru achiziția de servicii pentru această firmă Sematoscop Delta, echipa de control a identificat următoarele deficiențe. Defecțiunea constatată, apropo tot de găinării, defecțiunea constatată în referatul de aprovizionare în regim de urgență. Deci avem un regim, domne, s-a defectat. Păi dacă la regimul de urgență... Nu trebuie să faci licitații. Da, ne aducem aminte cu dezăpezirile, da, cu tot felul de urgențe, nu? Era, când se trece într-un cod roșu... Gata, regim de urgență, nu mai facem licitații, să dau banii unde trebuie... Bun, așa a fost și aici. Se rezolvă problema. Domnule, da? Regimul de urgență a fost așa, că s-a menționat în referat că aparatul ăsta, componenta asta respectiv, s-a defectat. Deci citează echipa de control. Dar nu corespunde acest referat, nu corespunde cu oferta firmei, unei alte firme, Lab Service, respectiv filtre de pipetă. Deci s-a defectat. Ce s-a defectat? Era nevoie de un filtru de pipetă, domne. Da? Și nu exista un document de constatare a deficienței care să constate acest lucru. A uitat. S-au grăbit pentru că era o urgență, da, nu? Și a uitat să pună o filă la dosar. Acum trebuie să ne supărăm pentru chestia asta. Nu, dar nu suntem. Să supără cei care verifică, cei care controlează, nu? Nu s-au supărat nici cei care au constatat că, deci asta se cheamă semnăturile bun de plată. Deci asta, pe toate facturile fiscale. Păi da, nu, asta e altceva. Deci asta arată altceva. Asta arată că cei care erau în sistem și care verificau procedura din cadrul sistemului știau la ce se așteaptă și atunci au zis, domnule, dacă nu punem ștampila cu bun de plată, dacă nu semnăm pe aici, pe acolo, n-au ce să ne facă. Uitând de faptul că banii au parcurs traseul de la achizitor la furnizor, iar produsele în sens invers, de la furnizor la achizitor. Și atunci, practic, să întrunesc elementele constitutive ale faptei penale. Bun. DSV-ul are și această instituție mașinuțe, nu? Mașinuțe de servici. Acum mergem la achizițiile de carburanți. Când am spus mașinuțe, mă gândeam la păcănele. Acolo se duc bani. Nu, mă gândeam că se duc la păcănele. La păcănele, și... poate că da. Mulți bani de aici care sunt lipsă, posibil să fie jucați la păcănele. La achiziția de carburanți. Din programul anual de achiziții publice al DSV, aprobat pe anul 2013, situația contractelor de prestări servicii încheiate în anul 2013 era următoarea și cu deficiențele aferente. Nu a furnizat DSV echipei de control dosarul achiziției aferente poziției numărul 1 din programul anual. Deci, domnule, nu l-au dat. Deci, dosarul ăla nu l-au dat. Dați să veniți la mine în control. Da. Dați-mi și mie. N-am. Și spuneți nu. N-am. Sau cum aveți, domnule? Nu l-am, nu e. Bun. Deci asta o dată. La fel, nu s-a putut prezenta un contract valabil încheiat pentru anul 2013 în conformitate cu prevederile legii. Răspunsul tot, nu am. Nu, domne, nu există. De fapt, ei ce au zis? Am schimbat niște mail-uri. Noi DSV cu voi, că e o companie mare. Începe... Dar nu să citiți din raport acum, nu? Nu, acum dezvolt ceea ce spune echipa de control. Pare o carte, pare că citiți un roman. Da, domnule, este un roman foileton. Bun. Și ce zic cei explicații de la ăștia șefii DSV? Domne, am schimbat mail-uri și am zis, da, domne, mergem mai departe cu voi, firmă mare. Începe cu... Dar n-aveau contract. Începe cu LU, se termină cu COIL. Înțelegeți? Bun. Și în baza acestor mail-uri schimbate... între compania de petrol. Între LU și COIL. Între LU și COIL și D, S și V. Da, domnule, mergem mai departe, chiar dacă nu prelungim contractul așa cum zice legea, chiar dacă nu avem un contract valabil în sensul ăsta, mergem mai departe și luăm de la voi. Și după aceea o să vă dau informația foarte importantă pe care n-am dat-o până acum, apropo de achiziția de carburanți. În conformitate, spune raportul, de ce anume nu a respectat, în conformitate cu situația contractelor de prestări servicii încheiate în anul 2013 de către DSV S.A. Buzău, la contractul încheiat cu prestatorul LUCOIL România, termenul de valabilitate al contractului era 31-12-2012.
Din documentele furnizate s-a concluzionat că plățile s-au realizat în baza unui contract încheiat în anul 2011 cu aceeași companie. Potrivit aceluiași document, contractul încheiat în anul 2011 a fost prelungit în mod automat, inclusiv pentru 2013. Fapt ce contravine, aici vine exact subiect și predicat, prevederilor legii potrivit cărora prelungirea se poate face pentru anul următor, celui în care a fost încheiat contractul, pentru o perioadă ce nu poate depăși 4 luni. Deci ei de la sine putere, cei de la directorul de la DSV, cu șeful de la serviciu administrativ, au decis, domne, noi prelungim contractul cu un an, deși legea zice că putem să prelungim contractul de anul trecut doar cu 4 luni. Cel mult 4 luni. Da? Păi dacă, în caz de urgență, știți cum e chestia asta cu 4 luni? Ce urgență era, domne? Am glumit, nu. Da. Dar știți cum e chestia asta cu 4 luni? E ca atunci când Parlamentul nu reușește să adopte bugetul și atunci funcționez cu un procent o perioadă de timp determinată, înțelegeți? Eu mă refeream la altceva sau aș fi vrut să mă refer la altceva, de fapt. Mă gândeam la faptul că bănuiesc că managementul DSV SA Buzău n-a făcut aceste gafe numai în 2013, pentru că eu cred și din informațiile pe care le am, DSV Buzău a fost condusă de doctorul Dragnea Adonis de câțiva ani de zile, nu doar în cursul anului 2013. Da, cu câteva întreruperi, da. Cu câteva întreruperi. E de discutat ce a făcut în anii precedenți, 2010, 2011, 2012, 2009, are mulți ani la conducerea DSV SA. Cum a fost privită activitatea de audit la nivelul DSV SA Buzău de către autoritatea națională pe parcursul acestor ani? Doctorul Dragnea Adonis, dintr-o dată, în 2013, a zis gata, hai să mă îmbogățesc sau, mă rog, hai să nu mai respect legea, sau lucrurile astea s-au perpetuat de-a lungul timpului, de-a lungul anilor și atunci o altă întrebare, cei care verifică fiecare serviciu de concentrat, fiecare filială locală, județeană, ține de un minister sau de o autoritate națională, o autoritate tutelară care se află de regulă la București și care verifică permanent. Există programe de control anuale și așa mai departe. Ce s-a întâmplat pe parcursul anilor trecuți? Cumva doctorul Dragnea Adonis a primit certificat de bună purtare? Totul a fost în regulă? S-au făcut achizițiile corect? Înțelegeți? Au lucrat tot cu Lukoil și tot în felul ăsta s-au lucrat și cu alții? Eu m-aș uita, de exemplu, pe activitatea managerială pe ultimii 5 ani, înțelegeți? Și aș încerca să văd dacă sunt aceleași firme care s-au perindat pe acolo, aceiași furnizori de vaccin. Că vaccinurile astea sunt uzuale, permanent, da, se achiziționează, da, anual. Nu... Sunt obligatorii, da. Sunt obligatorii, înțelegeți? Motorina la fel, carburantul la fel, înțelegeți? E interesant sau ar fi interesant de aflat și poate o faceți dumneavoastră în calitate de jurnaliști ancheta asta, pentru că aici e ceva care nu miroase foarte bine. Doamna Anghelescu, spuneam că vă dau o informație foarte interesantă și importantă în ceea ce privește achiziția de carburanți. Și ca să vă precizez în continuare la ceea ce a spus dumneavoastră, perfect adevărat, lucrurile trebuie răscolite și mai mult înapoi în an. Știți foarte bine cum a fost numit și de către cine a fost pus acolo domnul Dragnea Adonis. Ne amintim de un fost lider care avea o putere mare la nivelul județului nostru, pe nume Cezar Preda, deputat. Da, la asta mă gândeam, că e după vremea PDL-ului. Da? Și ceea ce a urmat după numirea domnului Dragnea sub protecția domnului Cezar Preda, o să vă facă să... Nu, să că nu, că toate lucrurile astea pe care le aflăm nu neapărat sunt incredibile, dar sunt de ordinul, sunt de ordinul zecilor de lucruri grave care țin de mafie, țin de amenințări, țin de oameni de afaceri cărora le-a fost închisă fabrica
pentru că cineva nu a vrut să facă parte dintr-o asociație. Asociație care, da, domnul Mihalcea, așa este, asociație care este condusă nu în acte, dar din spate, de către un șef de serviciu din cadrul DSVSA. Șef de serviciu din cadrul DSVSA care a venit cu domnul Dragnea la domnul Preda de mânuță cu dânsul, eu îl vreau pe ăsta șef. Păi deci, da, asta ca să... Domnule, ce se întâmplă? E, și de atunci... De regulă, deci de regulă, migrația funcționarilor publici din sistem, mă refer aici la sistemul public, din cadrul serviciilor deconcertate, e mică. Deci migrează mai mult, dar în ultimul timp nici aceștia, nici conducătorii nu mai migrează foarte rapid, pentru că ei trec foarte repede dintr-o barcă într-alta, de la un partid la altul, și atunci sunt directori pe viață sau pe jumate de viață, iar funcționarii de regulă de sub ei sunt oameni ascultători, oameni care ajută să-și rezolve problemele, pe de-o parte, pe de-altă parte sunt oameni care și ei la rândul lor gestionează sistemul de dedesubt, adică beneficiarii direcției serviciilor serviciului public respectiv. Și așa o să vedeți, dacă o să aveți curiozitatea, să vedeți cum funcționari publici sau funcționari din sistemul public, nu neapărat funcționari publici, cu o leafă de 15-20 de milioane, hai să zicem, își petrec concedii luxoase pe afară, au case, au mașini frumoase, își permit tot felul de luxuri din astea pe care dintr-o leafă de 20 de milioane pe lună cu copii de întreținut pe la școli și așa mai departe, în mod normal nu prea ți-ai permit-o. Da? Nu mai vorbesc de șefii lor, care ne fac pe toți, cei care lucrăm în privat, să ne uităm cu jind la sistemul public, la sistemul de stat, da? Care chiar dacă în aparență e prost plătit, cu resurse puține, în realitate îți aduce satisfacții materiale nebănuite. Domnul Anghelescu, facem un exercițiu de imaginație înainte de pauza de publicitate. Dacă dumneavoastră ați fi un funcționar public, șef la o instituție, da? Și sunteți în fața unui contract de achiziții pentru carburanți. Și știind nașul dumneavoastră că dumneavoastră sunteți șef la o instituție care caută o companie de benzină, motorină, care să furnizeze benzină și motorină, vă contactează și zice: auzi, bă, te gândești și la mine? Finule. Băi, finule, mă, ia zi tu așa, felicitări pentru că ești șef acolo, ce faci? Uite așa, ce-ați face? I-ați oferi această oportunitate nașului dumneavoastră? Colaborați cu nașul dumneavoastră? Dom'le, dacă aș fi manager la o firmă privată, da, fără niciun fel de probleme. Nu, dacă sunteți șef la instituție publică. Șeful unei instituții publice nu are voie să facă lucrul acesta. Cum nu are voie? Pentru că asta înseamnă că inhibă concurența și că nu respectă legislația de achiziții publice, legislația în vigoare. Păi, da? Achiziții, dar deci n-ai voie. Face achiziții. Nu, deci n-ai voie să o faci, domnule. Sau dacă o faci, o faci cu chestii de genul... M-au constatat cei de la... Exact, fără să... Și atunci... Te expui, devii vulnerabil, iar eu cred că nu e cazul să, pentru niște bani să te expui, să devii vulnerabil, riscându-ți poate chiar libertatea, să știți. Da, dumneavoastră înțelegeți de ce v-am întrebat și cred că și telespectatorii înțeleg. Da. N-am zis degeaba nașul și finul, n-am zis degeaba reperele respective, pentru că aici s-a putut. Pentru că acolo a fost un naș și un fin. Pentru că aici s-a putut, da. La nivel înalt. Da, ce se întâmplă? Vedem și noi că societatea românească e plină de nași și fiind de frați, de frății. Trăiască și așa mai departe. De cumetrii, da. Din păcate, asta e o chestie balcanică de care nu ne putem dezbăra. Probabil că e cazul ca organele abilitate. E o sintagmă nu foarte bună, nu foarte frumoasă, dar asta este și pe aia o recităm. Să-și facă treaba cât se poate de bine ca să
ne descurajeze pe toți să mai fim nași și fini când lucrăm în sistemul public, când lucrăm în sistemul privat sau, știu, acasă, în vacanță, e cu totul altceva. Bun, după o scurtă pauză de publicitate, o să precizăm cum a fost plătită o casă de avocatură. Suma nu este colosală, dar este încă un exemplu, că mic cu mic să face mare, da? A fost plătită o casă de avocatură degeaba, cu banul public, onor deciziei directorului de la DSVSA Buzău. Revenim după o scurtă pauză de publicitate. Da, am revenit a doua parte a emisiunii noastre, ediție specială și în această seară la TV Buzău, la A Patra Putere. Discutăm despre neregulile descoperite de Autoritatea Națională în ceea ce privește activitatea de management de la DSVSA. Ați aflat o parte din neregulile constatate, însă lista continuă și am putea face toată vara o emisiune legată de acest lucru, dar la un moment dat o să ne debarasăm de raportul ăsta de control, că lucrurile sunt și mai grave prin alte părți. Există și un raport, reamintim, în studiul nostru, domnul Horația Anghelescu, președinte Asociației Pro-Democrația. În Anghelescu mai e un raport de control și al prefecturii. Bănuiesc că e un raport care confirmă ce au găsit. Confirmă și adaugă. Și adaugă, da. Și adaugă. Cert este că organele competente, abilitate, au fost sesizate, inclusiv DNA, a fost Direcția Națională Anticorupție, a fost sesizată cu privire la aceste nereguli de la DSVSA. Dumnezeu, eu mă întreb așa, cum de nu le e frică, sincer, cum de nu să tem că bun, cotizează pe aici, pe acolo, chiar vorbeam mai devreme, au fost susținuți politic și probabil că astăzi nu mai au acea susținere politică, pentru că dacă ar mai avea, bănuim că lucrurile s-ar mușamaliza. Dar totuși, nu poți să fii șef pe viață, nu poți să fii director pe viață, poți să fii traseist, poți să treci de la un partid la altul, dar la un moment dat, de regulă, se înfundă, nu? Și atunci, în momentul în care se înfundă, vine și nota de plată, automat. Deci, automat, pentru cine nu știe sau nu crede, permanent în instituțiile publice e o luptă pentru putere. Sunt oameni care își doresc acele posturi, sunt oameni care bănuiesc, care simt, care miros faptul că acolo e un os de rost și atunci își doresc acele posturi. Ei sunt principalii care demască, care aduc în atenția o presă, a opiniei publice, matrapa, zlăcule și tot felul de lucruri oneroase care se petrec cu ocupanții fotolilor de directori, administratori și așa mai departe. E interesant, noi ne bucurăm pentru că avem ce comenta și pentru că, din punctul nostru de vedere, asemenea oameni trebuie să dispară, trebuie să îndepărtați pur și simplu de sistemul public și de banul public, să treacă în privat și să muncească, să transpire acolo și să vadă cum se fac banii cu adevărat. Domnul Anghelescu, după ce că există plătiți funcționari publici în serviciile, în birourile astea juridice, DSV, de exemplu, nu numai DSV, până și primăria a apelat la un moment dat la serviciile unei case de avocatură, deși există... Dumnezeu, știu că Direcția de Sport are vreo 2 juriști sau, nu știu, 2-3. Da. Nu m-ar mira să nu aibă și casă de avocatură angajată, adică... Da, nu ne-ar... Corect. Mai ales deci că vă dați exemplu. Seama, juriștii sunt în vogă acum. Deci, juriștii, nu știu. Nu mă miră faptul că la DSVSA au angajat pe lângă juristul pe care l-au și o casă... E de bon ton, nu? Casă probabil de avocatură, că sunteți, casă de modă, voi, casă voi de... ca jurist sunteți proști, nu puteți să ne reprezentați într-un proces cu o firmă mare, cu o fabrică de creștere, o fermă de creștere a porcilor. Pentru că a fost un scandal la acea vreme, în 2012-2011-2012, în urma unor presiuni, am spus în prima parte a emisiunii, legate de niște amenințări pe acolo, cu intrarea într-o asociație a unui domn cu funcție înaltă la DSVSA, mă rog, astea le vom, să zicem, le vom dezvolta săptămâna viitoare.
Însă, între timp, pentru acest proces, domnule, casă de avocatură, ăștia nu știu, s-ar putea să nu facă față. E un proces important. Bun, bun, e posibil ca la nivel de competență să fie mai jos. Dar tot îi plătesc și pe ei, că problema... Da, da, da. Iau suprapunerii unor costuri și bănuiesc că asta vreți și dumneavoastră să scoateți în evidență, nu? Evident, deci, și casa de avocatură... Are fost... scorurile ei, are tarifele ei, nu? Stai să vezi, nu neapărat scorurile, cât hilaritatea unor situații de aici. Zice așa echipa de control că nu a putut identifica motivele pentru care DSVS Buzău a solicitat avizul pentru încheierea acestui contract. Păi l-a spus dumneavoastră de mai devreme. Juridic. În condițiile în care la data emiterii adreselor, instituția avea deja îndeplinit atribuțiile de reprezentare în instanță. Motivele le-a spus dumneavoastră mai devreme. Bun. Nejustificându-se necesitatea acestor achiziții de consultanță. Au dat un vot de blam juriștilor angajați. Practic i-au discreditat. Eu dacă aș fi fost jurist acolo, mi-aș fi dat demisia în secunda 2, pentru că cuvântul foarte dur e cel rostit de dumneavoastră mai devreme. Deci a făcut proști, pur și simplu. Din documentele prezentate, echipa de control a reținut faptul că DSV a plătit firmei de avocatură Petrescu, Șerban și asociației SCPA în mod repetat onorarul stabilit în contractul de asistență juridică înregistrat, suplimentar față de cuantumul prevăzut în contract. Așa, astfel, în conformitate cu lista furnizorilor, ne trăim prea mult în detalii, nu contează, DSV Buzău a plătit firmei de avocatură suma totală de 30.000 de lei. V-am spus că suma nu este, dar poate să fie și o altă, alte lucruri pe aici. Astea sunt în acte. 30.000 de lei în anul 2013, deși în conformitate cu articolul 2.2.1 din contractul de asistență juridică, cuantumul onorariului era stabilit la și citează din contract, 2500 de RON inclusiv TVA, cu posibilitatea realizării de eșalonări de plată pentru această sumă. Da, nu, asta e prostie dusă la maxim. Deci, să plătești mai mult decât scrie în contract, deci 2500... să plătești mai puțin, să plătești mai puțin, înțeleg, dar să plătești mai mult decât scrie în contract. Din asta ce s-a înțeles, de către decidenții de la DSVSA? Că plătim 2500 lunar timp de un an, de unde vine suma de 30.000 de lei. Măi, oameni buni. Deci, cum putem să interpretăm eșalonarea? Pe eșalonarea faci la 2500, dacă în contract scrie 2500 de RON, o eșalonezi pe asta. Dar eu cred, e o chestie intenționată asta. Deci sunt două tipuri de aranjamente, două tipuri de înțelegeri. Ori angajează o casă de avocatură pentru alte spețe sau pentru vremuri grele și așa mai departe, iar treaba o fac cei mici, juriștii angajați, înțelegeți? Casa de avocatură practic nu prestează nimic în cadrul contractului respectiv și al proceselor, al litigiilor pe care le are instituția respectivă, da? Ori nu prestează nimic, da? Ori prestează la niște prețuri mai mari, tot pentru că în spate, într-un alt timp sau într-o altă speță, îți prestează un serviciu pe care în mod normal ar trebui să-l plătești din banii personali. Înțelegeți? Deci asta sunt cele două situații. Mai spunem că până la urmă s-a constatat și faptul că într-o bună lună întregi casa de avocatură n-a făcut nimic pentru că nu a existat termene de judecată, dar banii au curs. Păi ce vă spuneam? Exact, da. Deci asta lucru precizat și de cei din... Deci banii au curs, iar dacă directorul sau, mă rog, conducătorul instituției are o speță în nume personal, da, e bine să vedeți și să urmăriți care sunt apărătorii. Da, și are. Bun. A fost pierdut procesul acesta. Deci, păi, domne, am plătit și casă de avocatură, am făcut toate eforturile, să vă spun, 3 miliarde de lei din banul public. Haideți să vă spun un mic secret, în cazul în care nu știați. Niciun jurist, niciun avocat nu-ți garantează câștigarea procesului. De ce? Pentru că nu judecă el, judecă judecătorul, da?
Și atunci, mai abitir, când e vorba de banul public, ar fi ideal să câștigi procesul. Dacă nu-l câștigi, nu-i nicio problemă. Înțelegeți? Dar eu mă important e șmenul aici. Important e înțelegerea. Deci șmenul, înțelegerea. Era. Dar putem să fim totuși de acord. În ciuda unor dovezi, să zicem, la polul opus, la ceea ce urmează să zic, că judecătorul a avut o decizie echilibrată. Adică ăla n-a fost mituit, nu? Adică da, la o speță de genul ăsta, adică... Da, da. Să zicem. Deci, să... deci nu comentez... Știți de ce? Pentru că mă întorc la ceea ce vă spuneam în prima parte a emisiunii, cu această speță în care a fost închisă această fermă în mod nejustificat. Dom'le, de... Iar instanța asta a zis că acea fermă a fost controlată, amendată și suspendată activitatea în mod nejustificat, drept pentru care omul respectiv care a cerut daune 3 miliarde are dreptate. Are deci dreptate, statul da. E bun de plată, a, în banul nostru. Ce se întâmplă? Noi putem să ne dăm cu părerea pe orice fel de lucru, și dumneavoastră, și noi din societatea civilă, însă nu putem comenta deciziile unor instanțe de judecată niciun asta fel. Și zic, le luăm ca atare. Le luăm ca atare, pentru că dacă începem să le comentăm și pe alea, corect, se creează haos. Corect, și eu ca atare, exact. Că omul afacerist da. A avut dreptate și că sigur, DSV sigur. A făcut un abuz sigur, sigur. În serviciu și cineva trebuie să deconteze, cineva trebuie să plătească. Aici vine, să zicem, noutatea pe care a adus-o directorul adjunct al DSV Buzău, domnul Ciprian Botezat, aseară într-o intervenție telefonică, și anume precizând că, domne, instituția s-a îndreptat către cei care au fost vinovați de acest abuz constatat de instanță. Da, adică normal. Să recupereze banii respectivi, da, nu da. Să plătească da, fiecare... Așa e corect. Da, domne, așa e corect. Așa e corect. Până atunci ar fi bine să se ajungă la situația asta. Dom'le, chestia asta se poate face foarte ușor în cazul în care decidenții, deci cei care iau decizia pe care dumneavoastră ați invocat-o, își fac treaba. Deci ei se pot duce la executorul judecătoresc, vine, spune sechestru, ți-a casa, mașina, îți sechestrează contul și așa mai departe. Înțelegeți? Problema este că nu prea se apelează la decizii de genul acesta. Eu, sincer să fiu, nu prea am auzit în Buzău, în județul Buzău și cu atât mai mult în România ca cei care au greșit din instituțiile publice să suporte pecuniar, să suporte din buzunarul personal greșelile făcute. Pentru că dacă s-ar întâmpla așa, eu vă asigur că pe de o parte, bugetul României ar fi mai gras, mai consistent, pe de altă parte, n-ar mai face atâtea ar greșeli. Fi un semnal și atâtea... de alarmă pentru... Sigur că da, domnule, dacă... Fi un precedent. Uitați-vă și la cazurile, marile cazuri de evaziune fiscală și așa mai departe. Uitați-vă la situația greilor cu ghilimele de rigoare din fotbal. Uitați-vă la situația lui George Becali și așa mai departe. Dom'le, nu le au banii. Îi bagă la pușcărie, stau un an, doi, trei sau cât stau pe acolo, dar stau bine mersi și cu banii în conturi. Înțelegeți? Așa se întâmplă și la nivelul acesta mai jos, mai mic de care discutăm noi la un serviciu public. Spunea seara domnul Botezat, tot în contextul acestei discuții, eu precizând, domnule, dar din banul nostru o să plătim noi abuzul ăsta al DSV și dânsul spunea, stați domnule, că sunt organe competente care pot să recupereze banii ăștia de la cei vinovați, efectiv. Și da. Eu spunea, domnule, dacă s-a întâmplat asta vreodată cu organele astea competente, eu mănânc hârtia aia pe care mi-a aduceți mie că vreun funcționar public da, nu prea am auzit fost, de cazuri de genul acesta. Nu, dar nici nu au fost. Bun, începem să ne apropiem de perioada de emisiune în care facem anumite concluzii. Nu am încheiat subiectul în niciun caz, până la viitoare după, vom continua. Păi am văzut că n-ați dat decât câteva pagini din acel dosar galben pe pagini, care l-aveți. Am făcut niște semne aici, nu mai avem timp să le facem pe toate, avem timp săptămâna viitoare, începând de luni chiar. Așadar, sesizarea Direcției Naționale Anticorupție, sesizarea Autorității Naționale, președintelui Autorității Naționale, în ultimul rând a Camerei de Conturi. Astea ar fi concluziile, măsurile, de fapt, dispuse de echipa de control. Cred că prima măsură care trebuie luată într-un caz de genul acesta, deci în urma unui raport de control ca cel pe care dumneavoastră l-ați prezentat,
trebuie să o ia președintele ANSVSA, care trebuie să-l suspende din funcție pe director sau pe echipa de conducere de la Buzău. Deci asta e prima măsură, ei trebuie suspendați, da? Nu demiși, trebuie suspendați. De ce? Pentru că dacă ei au greșit și se pare că au greșit, fără rea credință sau cu rea credință, trebuie să fie puși în imposibilitatea de a mai face acest lucru. Pentru dacă îi lași în funcție, evident că oamenii încearcă să-și acopere urmele, încearcă să influențeze. Cum au încercat și pe perioada raportului. E evident, da. Cum au încercat. Și atunci primul lucru asta trebuie să facă, trebuie să-i suspendă din funcție. După ce îi suspendă din funcție, intră pe fir sau trebuie să intre pe fir organele de cercetare penală, da? Care trebuie să-i verifice și v-am spus. Mie mi se pare foarte simplu. Pe lângă chestia asta de hățiși de hârtii, de hârțogări și așa mai departe, omul care lucrează în sistemul public de atâta vreme trebuie să-l iei la avere, domnule. Da, câte case are, câte mașini are, ce concedii, ce familie, ce cheltuieli are și așa mai departe. Și de acolo se pot afla lucruri foarte interesante, să știți. Bun, și în acest caz am avut și am în continuare acest semn mare de întrebare, lipsa de reacție a celor de la București. Adică, da, ar fi fost interesant să intre și ei în direct cu noi în seara asta. Săptămâna viitoare o să-i capacităm și pe cei de la București. Dar înțeleg de la președintele Colegiului Medicilor Veterinari din județul Buzău, domnul dr. Dănuț Păle, că nu prea are cum să-l suspende, pentru că și anume cam tot timpul este ori în concediu medical, ori în concediu de odină, cum e și acum în concediu de odină. Domnule, trebuie. Ai trimis alea. Bun. Bună seara, bine v-am găsit. Încă o ediție specială, a treia din această săptămână. După cum vă spuneam, și săptămâna viitoare vom continua cu acest subiect. Vorbim și astăzi despre raportul Autorității Naționale în ceea ce privește activitatea de management de la Direcția Sanitară Veterinară Buzău. Câteva lucruri au fost spuse în urmă cu două zile la prima ediție specială. Astăzi vom intra efectiv în profunzimea acestui raport alături de Horațiu Anghelescu, președintele Asociației Pro-Democrația Buzău. Bună seara, bine ați revenit, domnul Anghelescu. Bună seara, mulțumesc pentru invitație. Întâi de toate, pentru că n-am avut timp să vorbim înainte de emisiune, vreau să vă întreb dacă ați urmărit măcar o emisiune din cele două de până acum. N-am urmărit. Am o emisiune dificilă, atunci să vă reamintesc să vă spun câte ceva așa pe scurt. Vedeți că noi avem dosarul ăsta pe aici așa. Da. Ați muncit, ați făcut o anchetă serioasă, înseamnă. Deocamdată zicem noi că da, să vedem, lucrurile devin din ce în ce mai grave, din multe puncte de vedere. Cred că eu am ajuns la concluzia că ce e raportul ăsta aici. Cred că devin palpitante, grave sunt de la momentul producerii. Da, grave sunt, dar, domnul Anghelescu, reacțiile pe care le-am avut zilele acestea și oamenii care vor să spună lucrurilor pe nume și care au început să ne sune zi și noapte după emisiune, da? Sunt foarte mulți oameni de genul acesta, ceea ce înseamnă, domnule, că vor să spună, s-au săturat. Sunt oameni din sistem, sunt oameni din instituție, sunt oameni de afaceri care ne încurajează să mergem mai departe în acest demers al nostru. Până la urmă, noi vorbim despre activitatea de management de la Direcția Sanitară Veterinară, o activitate controlată pentru anul 2013 de către instituția abilitată, cea de la București, Autoritatea Națională Sanitar-Veterinară pentru Siguranța Alimentelor. Bun, în acest raport... Bun. Bună seara, bine v-am găsit. Încă o ediție specială, a treia din această săptămână. După cum vă spuneam, și săptămâna viitoare vom continua cu acest subiect. Vorbim și astăzi despre raportul Autorității Naționale în ceea ce privește activitatea de management de la Direcția Sanitară Veterinară Buzău. Câteva lucruri au fost spuse în urmă cu două zile la prima ediție specială. Astăzi vom intra efectiv în profunzimea acestui raport alături de Horațiu Anghelescu, președintele Asociației Pro-Democrația Buzău. Bună seara, bine ați revenit, domnul Anghelescu. Bună seara, mulțumesc pentru invitație. Întâi de toate, pentru că n-am avut timp să vorbim
înainte de emisiune, vreau să vă întreb dacă ați urmărit măcar o emisiune din cele două de până acum. N-am urmărit. Am o emisiune dificilă, atunci să vă reamintesc că, de fapt să vă reamintesc, să vă spun câte ceva așa pe scurt. Vedeți că noi avem dosarul ăsta pe aici așa. Da. Ați muncit, ați făcut o anchetă serioasă, înseamnă. Deocamdată zicem noi că da, să vedem, lucrurile devin din ce în ce mai grave, din multe puncte de vedere. Cred că eu am ajuns la concluzia că ce e raportul ăsta aici... Cred că devin palpitante, grave sunt de la momentul producerii, nu? Grave sunt, dar, domnul Anghelescu, reacțiile pe care le-am avut zilele acestea și oamenii care vor să spună lucrurilor pe nume și care au început să ne sune zi și noapte... după emisiune, da? Sunt foarte mulți oameni de genul acesta, ceea ce înseamnă, domnule, că vor să spună, s-au săturat. Sunt oameni din sistem, sunt oameni din instituție, sunt oameni de afaceri care ne încurajează să mergem mai departe în acest demers al nostru. Până la urmă, noi vorbim despre activitatea de management de la Direcția Sanitară Veterinară, o activitate controlată pentru anul 2013 de către instituția abilitată, cea de la București, Autoritatea Națională Sanitar-Veterinară pentru Siguranța Alimentelor. Bun, în acest raport... Bun. Bună seara, bine v-am găsit. Încă o ediție specială, a treia din această săptămână. După cum vă spuneam, și săptămâna viitoare vom continua cu acest subiect. Vorbim și astăzi despre raportul Autorității Naționale în ceea ce privește activitatea de management de la Direcția Sanitar-Veterinară Buzău. Câteva lucruri au fost spuse în urmă cu două zile la prima ediție specială. Astăzi vom intra efectiv în profunzimea acestui raport alături de Horațiu Anghelescu, președintele Asociației Pro-Democrația Buzău. Bună seara, bine ați revenit, domnul Anghelescu. Bună seara, mulțumesc pentru invitație. Întâi de toate, pentru că n-am avut timp să vorbim înainte de emisiune, vreau să vă întreb dacă ați urmărit măcar o emisiune din cele două de până acum. N-am urmărit. Am o emisiune dificilă, atunci să vă reamintesc că, de fapt să vă reamintesc, să vă spun câte ceva așa pe scurt. Vedeți că noi avem dosarul ăsta pe aici așa. Da. Ați muncit, ați făcut o anchetă serioasă, înseamnă. Deocamdată zicem noi că da, să vedem, lucrurile devin din ce în ce mai grave, din multe puncte de vedere. Eu am ajuns la concluzia că ce e raportul ăsta aici... Cred că devin palpitante, grave sunt de la momentul producerii, nu? Grave sunt, dar, domnul Anghelescu, reacțiile pe care le-am avut zilele acestea și oamenii care vor să spună lucrurilor pe nume și care au început să ne sune zi și noapte după emisiune, da? Sunt foarte mulți oameni de genul acesta, ceea ce înseamnă, domnule, că vor să spună, s-au săturat. Sunt oameni din sistem, sunt oameni din instituție, sunt oameni de afaceri care ne încurajează să mergem mai departe în acest demers al nostru. Până la urmă, noi vorbim despre activitatea de management de la Direcția Sanitară Veterinară, o activitate controlată pentru anul 2013 de către instituția abilitată, cea de la București, Autoritatea Națională Sanitar-Veterinară pentru Siguranța Alimentelor. Bun, în acest raport... Bun. Bună seara, bine v-am găsit. Încă o ediție specială, a treia din această săptămână. După cum vă spuneam, și săptămâna viitoare vom continua cu acest subiect. Vorbim și astăzi despre raportul Autorității Naționale în ceea ce privește activitatea de management de la Direcția Sanitar-Veterinară Buzău. Câteva lucruri au fost spuse în urmă cu două zile la prima ediție specială. Astăzi vom intra efectiv în profunzimea acestui raport alături de Horațiu Anghelescu, președintele Asociației Pro-Democrația Buzău. Bună seara, bine ați revenit, domnul Anghelescu. Bună seara, mulțumesc pentru invitație. Întâi de toate, pentru că n-am avut timp să vorbim înainte de emisiune, vreau să vă întreb dacă ați urmărit măcar o emisiune din cele două de până acum. N-am urmărit. Am o emisiune dificilă, atunci să vă reamintesc că, de fapt să vă reamintesc, să vă spun câte ceva așa pe scurt. Vedeți că noi avem dosarul ăsta pe aici așa. Da. Ați muncit, ați făcut o anchetă serioasă, înseamnă. Deocamdată zicem noi că da, să vedem, lucrurile devin din ce în ce mai grave,
Din multe puncte de vedere. Eu am ajuns la concluzia că ce e raportul ăsta aici... Cred că devin palpitante. Grave sunt de la momentul producerii. Da, grave sunt, dar, domnul Anghelescu, reacțiile pe care le-am avut zilele acestea și oamenii care vor să spună lucrurilor pe nume și care au început să ne sune zi și noapte după emisiunea